Atunci când a fost vorba de alegerile de Consiliul Național și atunci ne-am vorbit că ar trebui să facem și niște instituții paralele, să vedem cum putem toți împreună să lucrăm și să mergem mai departe. A trecut alegerile și acum... Și a fost, am văzut, nu a fost bine nimic, tot ce am spus, așa și s-a făcut și eu zic că bine că nu am ieșit în octombrie când a fost alegerile pentru Consiliul Național. Aia și noi am trebuit să fășim și eu am trimis aici din el nemnire, doar ne-a zice astăzi. Asta am făcut așa, din aia și ne-am vorbit, acum voi dacă credeți că și el trebuie scos de aici și păcat, voi spuneți. Eu așa cum putem am vorbit și am zis că să punem pe ordinea de zi astăzi lucrurile așa. Ați văzut și materialul care l-a scris Dragomir Dughiș, Boștenii Prade la Onus Prima Vlasna, a citit că eu ai văzut, sper că ați citit aia. El o să vorbească cât mai mult despre aia și propune el. Situația deloc nu este bună. Nu e bună că a văzut și a făcut Beogradul, instituțiile de la Beograd, cu fața asta de alegerile de Consiliul Național. Avem o instituție care este controlată din partidul Sârbești. Acolo merge o politică care nu merge bun pentru românii care trăiesc aici. Noi trebuie să vedem ce capacitățuri avem noi să ducem noi povasta noastră, să o începem și să o ducem mai departe. Să o începem toți împreună, că fiecare organizație și ceva lucru, și ceva făcut, dar ar fi bine să ne unim într-o altă organizație și eu nu știu dacă ați înțeles aici. Aici e ideea să facă Zajnița Vlaha Sârbie și să facă paralelă instituție. A paralelă instituție nu o să fie Zajnița Vlaha Sârbie. Zajnița Vlaha Sârbie o să fie o organizație prin care noi o să arătăm cât ne unim. Dar paralelă instituția o să fie Vlașco Cultură-Prostă Zajniță. Iar fi instituția paralelă a pandamalul Consiliului Național. Nu vorbesc eu mai mult. Eu deschid discuția de astăzi. Întâi vreau să vă întreb... Și punctul 4 este vorba de masă rotundă, de Ocul Hristo, care vrem să facem la lacul Borului. Asta ar fi la începutul lui aprilie. Atunci unde o să deschidem povastea legată, în primul rând, din limba și de toate problemele care avem aici. Eu am contactat niște oameni din sfera politică, din la Beograd. Am vorbit cu Dușan Ianici, am vorbit cu șeful postului grupe Manina, Imamović. Enis Imamović. Și știți că a depus declarația o poștoaniu Manjinski pravo Srbiji. Eu am și citit-o și noi acolo ne găsăm în multe lucruri. Nu știu dacă ați văzut ieri ce a zis Ugdenin, a spus șeva la Novi Pazar, care așa, cum să zic,
a făcut demonstrații și ugează-s că Sârbia e șovinistică fără vină. Cum să zic, niște vorbe destul gigreale. Vorbe care poate este un vapă, un poziv za pomoć. Ovog momenta o rešavaju nekih problema država u Žitrema Iša. Ei sunt mai tari, mai puternici decât noi și ei pot, mogu sebi da priuște, možda e takav način politice borbe. Noi trebuie să vedem šta ćemo mi sebi și pucem noi, koji će da bude naš vid ove i politice borbe za našu zajednicu. Znači, masa rotunda ili okrugli sto ar fi o întâlnire unde o să vină multă lume, așa că gen noi astăzi o să ne vorbim. Și trebuie să ne vorbim cum și ce teme o să punem atunci. Tot asta o să dezbăcem astăzi și uite, eu aici mă opresc, deschid discuția. În primul rând, dacă mai aveți și eu să mai băgăm aici nedirect ordinea de zi, dacă nu, să mergem de la punctul 1 mai departe. Vă ascult? Ce ziceți? E bun asta sau nu e bun, mai trebuie și eu să... Dușane. Noi ne-am întâlnit mai de multe ori la Bor. Când am venit separat de fiecare punct de așa de aici și am găsit astăzi prin ziua limbii. A, da, asta. Să ne întâlnim și... și a spus doar că tot e legat de limbă, să fim aproape toți din aici, din Serbia de Nord-Est, care au boicotat alegeri, pentru că au boicotat cu scopul că nu mai avem timp de pierdut și alta să se arate că românii poate să se unească și sunt uniți la niște idei. Cum și-a spus doctorul, am participat și eu aici, la asta, că ne-am făcut și gândim că până nu începem discuția, când va să auzim încă o dată scrisoarea asta și scris-o Dragici, foarte interesată, și să prin ea putem să dăm niște răspunsuri la toate întrebările pe ni se pune, ce să încerc aici în timpul. Să punem un alt punct, că nu suntem la fel toți și trebuie să avem un umbrelu, nu știu cum este asta comunitatea românilor, trebuie să avem niște instituții paralele, unde vederea mea este că nu poate întotdeauna nici politicienii, nici activiștii din ONG și nu știu ce să vorbească despre niște teme, dacă spunem că nu poate medicii și nu știu cum să stabilizează limba, atunci sigur că nu poate nici cineva de la Comitetul pentru Drepturile Omului să stabilizează limba, nu știu, din la partid sau de la biserică, că nu știu ce. Trebuie să fie oameni care se ocupă cu aia. Și de aia am dus aici propunere să facem o instituție paralelă. Întrebare de tot, dar asta, la făcut o fost să trebuie să apre niște orburi, o terenie sau o sole, unde se ocupă cultura și poziția, educația, religia, informare și asta dreptul omului și comunității. Aia trebuia să fie o instituție care ar trebui să fie cunoscută și din statul sărbesc și din țara mamă la București, normal, din toate organizații, instituții europene și așa mai departe. Și asta nu că e mai puțin interesată, dar lăsat-o de punctul 4, masa rotundă, care ar trebui să fie
o imagine a noastră și niște răspunsuri la toată lumea, că mi se pare că mulți nu înțelege nici din comunitatea noastră de aici, nu înțelege ce se întâmplă, de ce avem două, nu știu, alegeri două consilii, de ce unii se declară români, alții se declară vlasi și nu știu. Trebuie date niște răspunsuri și aia, cine vrea să fie la ideea aia, rămân de poveste. Ai lanț, ce cum se aduce ai lanț, nu știu, prin consiliul la Novi Sad, prin consiliul la Petrovac, prin alte organizații, biblioteci, ce cu circulații, nu știu. Eu gândesc că după luna aprilie, după masa rotundă, dacă o facem așa, cum gândim că poate că, putem să avem o nepolișă în casă cu legitimitatea a comunității noastre de aici, de la Sfântul Rudări. Și pe urmă putem să vă scrim și cu... că știm ce vrem și ce putem, nu vrem ce vrem. Putem să vorbim și cu colegii noștri, nu știu, și cu Vojvodina, și din Bulgaria, și așa mai departe. Da? Haideți întâi, până nu ieșim, trebuie să vedem mai, să ziceți, de acord cu dnevnul de cu ordinea de zi, ori mai aveți niște primit. Dacă nu, să începem discuție, că tu ai început discuție, Gian. Mă rugăm, nu să spunem cine e invitat aici și cine nu. Aha, da, uite asta, am uitat asta trebuie. Da, eu am chemat toate organizațiile și am chemat intelectualii noștri care a lucrat și Eva în, să știu, da, care a lucrat și Eva în, până acum, a dat un sprijin, a pus umărul la povasta asta, de la Forumul Românilor, Ariad de Film, Comitetul pentru Drepturile Omului de la Negutin, Asociația Părinților care copiii vor să lasă limba română, de la Șipcovița, Sfânta Maxima, văzut nu a venit numele de la... Domnul Treac, organizația lui de la Cladou, el pune pomană la Socrates și s-a scuzat că nu poate să vină, dar a zis că e de acord cu propunerea și cu asta ce vrem să facem. Părintele Boia nu a putut să vină, dar din partea bisericii sunt doi preoți, Ovidiu și Părintele Ovidiu și Părintele Antonie. Noi, ca gazde Partia Neamului Românesc, din intelectual domnul Slaviu Brațovici, am avut ideea să chemăm și pe domnul Durlici. Am ajuns la o concluzie că domnul Durlici, el niciodată nu a participat, nu a fost la întâlniri din genul ăsta și nici nu l-am chemat. Dar, eu zic că un om care lucră, spie, face și a trebuit și el să aibă. Dar o să chemăm la masă rotundă. Poate o să vină atunci când o să facem la cu borului în aprilie, să chemăm și pe el. Așa ar fi oamenii pe care i-am chemat, pe domnul Vlada Nicolici, pe domnul Sărgen Carcerici, nu a putut să vină. Asta ar fi toți. Povasta asta mie mi-e grea. Acum, în luna asta, împlinesc 53 de ani de când suntem. Mulțumesc! Nu odată să se moară. Câte ori să se moară? Am fost abia școlar. Atunci, de 17-18 ani, am împlinit 70. Vreo 20 de ani vorbesc cu voi, mulți din urmă. Bat la ușa închisă. Când mi s-a răspuns ceva? Omenit și până la capătul. Eu vorbesc și acum am scris. Două luni jumătate de când scriu, mai 80 de voi care merg împreună cu povasta asta, să se arace că dacă cineva cască gura și vorbește de scriere, de scris, pe limba românească, atunci nu face să înșeapă cum să labdă și în cartea asta care ați avut originarea
în mâini, la început, în 2012. La urma urmei, după toate care le cunoaștem, din la Neac și mai departe, peste Coresi, din vacul de 16-lea, până la 17-lea. Deci asta ce am aici dus cum am un text, l-am arătat și întâi, din cronograful Maxa. Numai două vorbe astăzi care nu ne înțeleagem bine, alălaltă și zice astăzi așa cum sunt scrise și acum le vorbim. Și asta nu înțeleg, frații români, sau tare. Nici ei nu înțeleg. Și asta e greutatea noastră. Că ei cred că toate a început cu Eliade, Rădulescu, Doamne Ferește. A început cu altă lume. Mentem, când am fost într-o turmă, când am fost în braș la stână, când și de-o parte și de-o altă, am mult oi cu lapte, dar nu oi starte. Și aici, când ne aflăm, trebuie să ne gândim. Suntem sâmbrași sau suntem frătați? Ne-am aflat pe drumul al mare și vrem ceva. Și ar zi și frațe pistă o tară, vrem să bacem apa în pivă. Noi ungureanii spunem pivă, o pivă, două pive, nu e pivă. Dar mă, tot una. Nu se poate lucrul nostru lucra, fășea și dușea la o ispravă, bătând apa în pivă. Și atunci ajungem, care e problemul nostru? Care e proțapul problemilor? Ca proțapul când se trage apa, domnul doctor Gațul știe prea bine și asta. Ala, ce ar zice ai prea învățat și învățați axis mundi, limba. Toate poveștile noastre se învățesc pe lângă limbă. Limba o știi și a nu știi. Pingă limbă nu poți tu să spun, haide să o învățăm așa și așa, dar nu știi 30 de vorbe în graiute, au la izvitat. Îl vorbești ca cu porosul, colo în vale la frunzare, beșe iedan berbec mare, beșe dobar zacășulu, pe spinare n-are vun. Aulele, sore, asta și-am visat, ștasa în nocea zvisala, un om cu țoale zelene și sneuvaco cu pula câtă mene. Nu e asta limba, și asta e mult ce voi vrunii ai cinere, care sunteți înfăsionați și zicem, noi vrem să învățăm limba română, limba literară. Dacă nu știi bine graiul tău din satul tău, să vezi unde e rădășina, în ce se sprijoane aia limba literară și pistă Dunăre acolo și din Coașa, cum aflat-o încă mare învățață ai Transilvaniei, Petru Maior și Gheorghe Șincaipu, valahii dacici și valahii cu adresii aureliane, așa mai departe. Toate sunt adunace, toate le avem noi la îndemână, care le știți. Eu, mânios și înfruntat cu prostia de limba vlahă și de vlahi care niște frați sfârtați de-ai noștri vor să vâre în graiul din noastră. Pistă care, și așa ia păcatul mai mare, pistă copiii, care ce le dai aia prin asta? Dacă ei mai mângă cât au ei și tragi vreo pălmuță, după capul îi răsușești și fiii aici la ureache, tragi cât așa de ureache, de care ureache, el o să creadă tot pe dască, dăscălițe, pe ocitul aică, că iacă, nu zice ocitul, noi zicem ocitul și ocitul aică. Păi ce zărame, ca și stolița, amăgea aia, fărtații noștri toată cinsta, la Gorneana au dascări. Dascăliță. Și de aceea merge pe acolo. Dascăliță. Da. Dascăliță. Ia.
De ce vă spun eu asta, frați, frătați? Că noi trebuie un răspuns să avem. Și unii din voi s-a înfruntat pe aceea. Nu se obogesc, nu sunt de acord. Nu se obogesc cu pe unul, care e un om în fiarii lui. Arță goaz, Doamne. Dimineața când se scoală, mândruce băiat, dimineața, nu se știe, în cap de mult, vai de el și vai de noi, mâine de la altul, care problemă. Dar a scris un compendium pentru învățământul limbii. Și nimeni încă n-a făcut așa document. Și el a spus un adevăr prin care se face adevăr. De la Urdeana acolo, încă e ad de verum în forma adevăr. Încă trăiaște de la Cârșie până la, de la Năvăț, cum se poate afla, să zicem mai decât o mică digresie, la Corbova înțelept, a stapici pătrunjere și așa niște vorbe care nu sunt așa de obișnuite și să zice, nu se întâlnesc gesti pe la noi, dar încă trăiesc, cum i-a dat până la urmă la voi, cum e comand, cum e sarindar, bisericesc, cârtăresa, cârtăresa și urăresa, toace de la noi, legace de terminologie bisericească, el spune un lucru cu minte, ascultă-ne, pace, Iviță. Învățământul trebuie să înceapă în grai și pe urma pe asta fundament. Să meargă pe departe și cu limba românească, literară, română. Nu a fost ea niciodată română după la început cu galo, cu galo cu galo franțuzească, Eliade s-a dat românească. Românească, bătrânească, bărbărească și mai departe. Dacă și feriți-vă și când ziceți la limba noastră, limba română, ca așa formă, adeptiv, așa se zice adeptiv, nu? Da. E așa formă, noi nu avem. Nu avem, că nu am căpătat-o și nu ne-au dorit-o nimeni cap. Și nu e să ne fie rușine. Am limba să învață. Da. Ea se învață, ama nu se înșeape, ci la vârul clănic. Numai se înșeape, ci la comarnic, ce-i pun cu lopotvale, că să nu putrezească, să aibă de ce să se stânjănească, să se sprijonească. Ce și ea se face? Noi avem și sprijonul ăsta, noi avem și țapa, proțapul, noi nu avem înțelegere și avem idei. Avem idei. Mi-a ies dusă și împănat. Ce izbântă am avut cu aștia dusă și împănat? Mă văd vreo izbântă, spuneți-mi, să știu și eu. Numai ne-am vârzit, ne-am curcat. Numai învârzătură. Numai vorbe rale, vorbe grele, șușnel și poșteal. Poate bine, nu știți? Întrebați ce însemnați și întrebați ce înseamnă. Tot e din vocabularul nostru. De ce vă vorbesc așa de astru și poate fi gătea? Ca un moș arțăgos, dar și mă știți așa de bun și de bine. De aia, la adevăr, nu se ajunge cu tot e bine, tot e bun, alalt să-ți fie. Noi când venim aici, trebuie să ne înțelegem ce-am venit. Și ea a venit, hai mă trebuie, dar suntem noi aici, sunt brași. Poate voi la Craina nu știți ce e Sâmbraș. Sâmbraș e orta, de-aia Sâmbrea oilor, de-aia e Sâmbrie, când se tocmesc păcurarii la legătura păcurarilor, mâine după să joci. Este mai și Sâmbrie în post. Cred că va fi așa. Vezi, aia ce vorbești tu, Sâmbrie, este și în limba sârbă. Tot una de aici în slavă, că e și Sâmbra e din limba maghiară, ca să arândă. Nu e problem cu care limba numai. Cum s-a culcat ea în limba noastră și o avem sau nu avem și da să-l folosești. Noi Sâmbrași nu avem, Zoceania. Tot ăla care vine la Bășie e Sâmbraș.
dacă o luăm pe mlavă, și către branițelor, se îmbrașe fiecare care se împrumută cu cineva să-și dea vaca la un juc și la altă iară de o vacă și atunci ară împreună, sunt îmbrași, purtați, parteneri, partenori. Eu vreau să zic, da, suntem noi îmbrași. Dacă suntem îmbrași, în ce suntem îmbrași? Lucru care lucrăm, suntem noi sigurați că bine înțelegem, Doamne ferește. Vrunii din voi o să vă înfruntați. De la Papa Clement al VI-lea, în 1345, când el a vrut să-i facă cinste la Basarab. Alexandru Basarab, încă nu a fost Nicolae. Și i s-a adresat, cu povasta Olahii Romani. A trecut mulți ani până ajung la Constantinescu în vremea interbelică, chiar zic ce frață, între ale două război ale mari, când el a introdus povasta asta cu român, valac. Pe urmă s-a mai mers cu, pe firul ăsta, să zic, pe urma asta, am așa i-am dat loc. Și la sârbi se zică, sârbim, vlac, au vlac sârbim. Asta e român, vlac, vlac, român. În lumea din lumea asta, așa poate să fie un șâmpi, un șâmpi. Și dacă se începe de la Craina, și atunci român și vlac, au vlac și român. Și atunci avem o legitimă. Mație prin care ne simțim datori să vorbim și despre alea 2076 de știință care s-a scris că sunt români în sensul ăsta modern și la alți bieții noi care ne-am scris în un alt mod. Fără asta, îngeritarul lucrărilor noastre. Cu ce noi așa lesni să băcem și am zis apa în pin. Mă întorc la povastă. Povastă negrea noastră e cu limba, fiindcă limba e tot e rusă și numai vreau să vă fac cunoscută. Asta nu am știut până seara. Seara mi-a pus și neva. Nu, doctore, numai acum. Iastă fire și printre fire. Să vedeți ce s-a întâmplat. Niște profesori s-a aflat, sau vreunii a vrut, să-i facă ca lectori și corectori, așa a fost tipărit. A dus și un rus, că să facă rost frumos. Da. Păi nu e mai acum. A fi ajuns vorba noastră până vreunii, mă, nu-s mai profesori și ea. Prostiile a rămas ca și întâi. Gândesc, dacă și ne vă-i pără rău. Stau profesor, nu mai nimeni aici. Păi nu e. Am vreau să zic că poate fi de-a venit domnilor profesori în cap i-a fi venit treaba asta. Cunoaște și eu că s-a făcut cu bără. E doar ce mă teme și mie trebuie masa asta rotată, rotundă, totărlată, dacă vreți. Cum vreți? Faceți așa, care știm, știm, care nu știu, să întreabă. Nu, ne trebuie așa în fel de adunare, de ședințe, de întâmpinare și servicii pe mare. Să vorbim despre tema asta. Ma fiecare să vină, nu iar să vină drăghiși, să povestească aiurile. Dacă am scris ceva, eu aștept să mă întrebați, dar o să vă îngemn, să gândiți ca mine, Doamne ferește, gândiți ca voi, am măsurat să răcuta lucrurile și gândiți-vă unde mergem cu gândurile care le avem și ce facem.
cu bâlșeane și unge. Și noi ne trebuie masa asta totulată, ca să arătăm că vrem să vorbim. Cu cine să vorbim? Că vrem să vorbim cu gogomanii ai sârbești. De ce nu? Să spunem, măi, domnilor, poate nu v-am înțeles bine. Se poate fi că nu am înțeles bine. Au, dumneavoastră nu ne înțelegeți pe noi bine. Haide, haide să vedem, să vedem, să ne spunem unii la alții, să ne scoatem tot ce idei aici, între noi, în față, să ne vorbim, să ne dezbacem alta, țara românească. Toată povasta sărbească înfărăște din stereotipul românizația, frica de așa zisă românizație, românizare în Sârbia de răsărit, au de la răsărit, că vezi, Doamne, prin asta se va dispărți, au se va rupe o parte din țară. Eu m-am chinuit mult să discurs de unde e povasta asta. E asta păcat, la voi la Craina, mai mult decât la noi în Murean. Asta e povasta o furnică, doctor Atanasie Popovici Furnică, care până la Paris a ajuns ca președintele Ligii, cu ideea așa și așa. Numai el a fost membru, el unul, nici un român de-ai noștri n-a fost. Și a fost de aia cunoscuți români, cum a fi fost poate Murn, Gheorghe și alții, nu știu care a fi fost. Ama nu a putut să străbată, că prin Urală nu se face treabă. A trecut niște ani, a venit Pop Gheorghe, de la Grabovița Evhidiză, Suviaică, iară cu povasta asta. El acum și cu butoarcă din Bănat, ia că haide să rupe acum, că așa, iară singurii, dar nu mai singuri, că când au fost robăzeți robii, care a știut româniaște și sunt omice, i-a învățat ai noștri de altă vorbe, că întrebarea a fost, știi românească. Și vreo 4.000 de inși și români și sârbi. I-a lăsat în sârbiști. Și românii în 41 să vină acasă. Doamne ajută că i-a lăsat. Am avut să ia pe urmă negustor de sare. Spune, măi, vreți voi așa și așa? Da, câți cușe să-mi dai? Sau pot să cumpăr sare, pot să cumpăr. Mă rog, dacă poți, că mi-e vind eu la Ungureni. Îi dau lor pe piatră vânătă care eu s-o fure din ochna borului. Bine, și asta a fost negustoria. Cușea să fi fost. Asta e în fiar de adevăr. Nici o idee curată, nici un ajutor curat. Cristia Sandu Timot, se zice om de treabă, alu Averescu, cunoscut eroi, a fost Masal Averescu, ajuns, el a fost alu Averescu, tot ce le știu e de la el, dar nu din carte, dar sunt tot ce cărțile sunt scris astea. Asta mi-a povestit Sandu Timot, să-i fie țărână ușoară, răposatul, e acum răposatul. El a pus că să vină să lucre și a lucrat și a mers treaba până în 23 august. Și s-a străcat treaba că a tunat moscalii în România cu tropito și a mers povasta cum a mers. Dar nici cum sprijonam, Sandu a fost cum să deși îngeștept în fiarele lor, la urmă a fost și la Beograd, cum a plinge ei în România, nu-l cheamă Nițu, nu e la Beograd, altul cheamă Pătruț, ala e la Beograd, altul îi se zice, doamne, cum zice, să nu ceam vânt, cum se zice, și era asta, bană, e la Beograd, și mai asta, și tot falul, să trăiască nepoții ăștia care sunt aici, că de la ei cred că putem să învățăm și-o. Nu e de la Baia, nu e de la Baia. Cum? De
la baia? Fie. Fie, numai eu așa țin minte. Eu așa țin minte, cum poate ar fi, nu știți voi, nu țineți minte cum am văzut că scrie vreundeva în cărțile ăștia sărbești, că dărăcim zlotul a căpătat nume din Zolo. A fost pe aceea, s-a prumblat polonezii, numai a fost aceea, și așa cu chilăviță și chilomul. A zdrăcănit din piatră în piatră că se scoată Zola. Dar care e bună? Sârbia, nu Sârbia ce? Foaia 922. Milan Gimilicin. Când a venit Zloceanii, Algin Tânși a venit. A cumpărat un loc, o holdă. Nu-i deci un loc. Pe 30 de nu știu ce. Și a fost valoarea de un zlot, atâția zloți. Și de aia zlotul a căpătat numele zlot care nu crease și frații sunt, să răsfoaie. Deci moneta. Moneta, vorba e de monetă. Că moneta, moneta a fost, moneta a fost și în Moldova, acolo, cum se, e aici satul zlot, Moldova e asta sat zlot. Vedeți cum sunt toate scrise în limbă, numai care are minci în cap, are ochi să vadă, ureache să audă și să meargă cât a pe teren. Nu să domnească la masa mare, la tare, cu tripi pripaș, cu nu știu, cu nu știu cât e pe masă. Numai să se gândească de unde ce vine și cum vine. Și eu cred că toată povasta cu prostia care se zice limba vlahă, dar ce am și o întrebare, domnule doctore, pentru dumneata, numai să văd, e uite câtă mare învățătură, să întreabă, vorbești? Vorbești. Vorba asta sunt pe mlași, dar e scris ca tuboros. Și asta e la Craina. Vorbiți românește? Bun. E, la Craina, la voi, păcătoșilor, voi care sunteți orfiani și vorbiți ca la București, în Spicova. Aștia ne îngeamnă pe noi ungureani, care suntem câta mei arțăgoși și tari la cap, să nu zic. Așa, vorbiți limba vlahă. Vorbiți voi limba vlahă. Păi nu, face iaca că mi-a venit. Domnule Drăghici, eu mă aștept. Și gata. Iaca. Și mi-a venit și întrebarea așa. Vorbiți vlahă. E, vedeți, frătace, rușinile ăștia care le-am arătat, noi trebuie să le aducem în rând, dacă facem, organizație la care nu trebuie să-i fie numele că e paralelă și e băgea pe rândă. Nu. Nici noi trebuie și din idee, că pe un și muma mi-a jurat și a întrebat cui i-a dat în gând să pună ideea aia paralelă și nu știu ce. Numai gestul că lași ca cultul nu prostet la zaie. Asta e tema noastră. Numai? Bine, pe urmă merge. Da, și cu lucrările astea care sunt aici, care trebuie să înceapă ce din vremea lui Moxa sau Coresi Stiu, zice că se face legătura care mulți nu înțelege. Aici m-aș opri, ca la alții pe urmă sunt la exarhul Maxim Radkovici, în 1736, pămeiastră așa a lucrat Giugen și Vulsan, 400 de foi numai și-a adunat oamenii, tot trebuie restipărit, dar trebuie cu orânduială, cu rost, rostul ăla trebuie să fășim noi, să fășeți voi, dar gândiți-vă câtă și legitimație veniți, că nu se poate să fie și lapte și apă. Atunci se sparge stâna, nimeni nu ne crede și nu suntem, să zicem așa, serioși, cum s-ar zice, tare învățat.
E la mine atâta, iertați că nu am mers după scrisul ăsta, crezând că voi l-ați și cit, dar acum și o să gândesc că până luni o să îi strădesc întreb, să le iasă mai departe, mai 80 de foi. Deci sunt toți astea, discusuce și arătace și documentace. Sprijinându-ne și pe sârbi. Asta e mai mare sănătatea. Cu a lor gură, ei ce-a zis și ei ce-a izăfat, cu ei ne ascultăm, dar nu noi spunem, acum au transcriem de la cutare și cutare autorite. Mulțumim! Eu m-am oprit aici. Bun, mulțumesc. Dumneavoastră și-a vrut și eu să zic. Asta e cum să se numească vasca contul mă poți să cânzare. Aha. Fie ne bude pridem tu coriștem. Așa e imenință că se coriștim. Că se cânzare. Adică așa șlașchi nebă. Vaca. Da. Deci, multul nu pot să la anunța vaca. Dar odăși, de unde vlaca pe nezdă unde e, este și de Sărbii. Bun. Vlaca de cu ce, și vlaca de iscuriții, a vlașcă eu zișă. Ca o stocerski termin, ca o vlaca termin, ca o vlaca e din vaccinare. Dar ne-am cui izolați, ne-am izolați nebile, dacă nu mă dacă pașteria și eu. Bun, clar. Tot smisul are. De cine e tu făcat? Bun, te văd. Bun, bun. Toate părere se bune, mai ales eu oameni învățați. Nu e la orice zid aici și de mult mă plăc pentru așa lucru, treabă să ne uimim, dar pot bun că toate organizațiile să aibă o autonomie în organizația asta. Comunitatea Românilor din Sărbie, dar în limba sârbă, Mistafor se cheamă Vani Savlaca Sărbie și pot să spun, eu nu mi-s mulțumit cu alea organizațiilor care au în numele lor, la primele aviale, Filum, organizația română, Vlah. Dacă vorbim de Vlah cu Vlanița, noi de Sărbie avem Filum Vlah cu organizația, a limba română, organizația Arianișca? Da. Pentru că așa am zis tot cu domnul Dragic, niciodată la noi, în graiul nostru, nu s-a vorbit noi vlachii, sunt treia vlachilor, numai români. Atunci, trebuie să arătăm prin aia pe sinonimie vlachii români. Așa că eu vorbesc cu ea pe ori vlașchi, dar la omul Tome, în limba mea, ea găuri în rumânski. Nu poate să vorbim că ea găuri în vlașcă. Și cu asta, cu ce se spune vlașcă jezic, aia trebuie în momentul ăla să se întâlnească că e tot rumânski. Nu poate asta că am împotriva, numai pentru aia convingesc că aia ar fi trebuit să lucrăm. Pentru compendium, pot spun că vizitator, că e o idee bună, a mea personal, că e bună, pentru aia că, normal că ploaia se pornea și de la jos, în sărăcinșe, noi organizat ne-am făcut pentru că am vrut să arătăm că există copii care vor să învețe limba română și îți definisem părinții că copiii lor sunt români. Numai pentru că am lucrat locul ăsta, trebuie să luăm în brață și părerea românii care nu sunt definițării, care sunt presiuni, care au problemuri și de ei ar fi fost bine contentul să paralelul să lucre prângă grijă de rumuschie din Căscoală. Mi-e d'acord că trebuie să facă și vlaca putinul toată în Zaință, că trebuie să fie o instituție care să fie paralelul vlașcă Național Misale, pentru aia că odlucurile lui Vlașcă Național Misale sunt echipate pentru noi, pentru o țară logică. Nu am vrut să fiu avocatul nimeni, dar
mă spus Ivița, fiecare organizație care trebuia să intre în țărmată Sârbiu, trebuie să are autonomia lui. Da, dacă suntem de acord să intre să rămână autonomia la fiecare organizație, haideți să nu fie luăm cum să registrate și ce nume aduce. Eu cred că noi trebuie să punem un standard în acel țaie țărmată Sârbiu și cine vrea să țină de standardul ăla, automatic e așa, dacă vorbim în sârbă clasic, în română, români, aia e sinonimia și dacă, nu știu, e vorba de organizația lui Traian, de organizația lui Zavișa și vrea să țină de standardul, atunci noi nu trebuie să ne implicăm cum ne scrie lor în nume, că nu putem să cerem la Ariane Filon care registrează în 2002, acum în 2015 să schimbe în numele organizației, sau Traian, care e 2006-2007, cred că 2006-2007, după 10 ani să cerem să schimbe numele. Noi putem să cerem, noi toți, iar de la noi toți care suntem, vrem standardul, să ce caută zaința la căsătări, nu numai. Aia care vrea, aia înseamnează și intră, aia care nu vrea, nu înseamnează și nu, e vorba numai de organizații care au boicotat alegeri, nu organizațiile ăștia care sunt acum din Serbia, să ne numesc prin Consiliul de la Petrova și așa mai departe. Și să ne ținem de primul punct, până când trecem, acum cred că am trecut și la noi, la rezervat să fie. Să trebuie, eu gândesc că trebuie să se voteze. Dacă vrei un lucru, dacă vrei un lucru, dacă vrei un lucru, nu poți să te dai de la cred că asta trebuie de la un lucru, nu dacă vrei ce ai intrat, că s-a schimbat, să fie un lucru, să te dai de la și de masă. Mulțumesc, Zavișa. Nu și-a adus o parte din asta, uitați în ceva și document, cum ar fi a fost la Sarăz Vlahă, Sârbie, ar trebui să scrie vorba de sinonimie. Aici Moșu Drăghiș a scris la un moment în documentul ăsta care ne-a trimis la toți. Blisul tot, ova dva etnică entitetea ne može se uniștiti praznom načelom, nu, praznom retoricum, a se ne može nici jednači. Pentru mine, Vlah și Românie, tot una, Vlah și Românie, tot una, acum aia trebuie să scrie și în acest document. Ideea mea e cum pot să fie în trecutul, cum pot să fie adevărul ăsta despre noi, despre popisuri. Și a fost în Vlașca, din Evul Mediu, cum e situația în Nezatul Serbiei, în Kraljevina, până în al doilea război mondial, după, știm care e situația, cum ne viage statul acum, nu ne viage și roga, mă, dacă ne viage atât Vlasii într-o comunitate, într-o era națională marina și românii alta, ne-ar fi bun noi să ne legem, noi zicem așa e, da, cum în Sârbii, așa, legea, noi nu ducem în alt fel, noi zicem, uite, da, nu? Noi și asociația așa ne-am gândit și cred că și cu Dugatului care a fost cumva și neaș la nume asociației și ăla care se declară român, român în limba sârbă și ăla Vlah, ori ăla care e vreun ceva între, că și ăla popii și aia am avut, și aia și el la multe locuri, mult necunoscut, nepoznati pe popii sa categoria, noi cumva să ne gândim, cum am făcut și la Savez Vlahă Sârbie, să-i adunăm pe toți. Asemenea, pentru noi că ar trebui că fiecare activitate noastră, orice, să facem, să apropiem România așa cu U. Și asta mă gândesc ca categorie numai, ca conștiință națională, ca comportament, ca cum ne ducem grijă de limbă, de cultură, cum trăim toată ziua, de un popor care trăiește la Universul Iisus, care are școli și tot asta și vorbirea în țară, biblioteci, o biserică și așa mai departe. Asta ar trebui să... Ar are și statul, nu are un stat. Nu, au, deci, frață din Banat. A trecut, a crescut într-o altă istorie și context și au ce trebuie. În limba maternă, că scrie român, românilor, Liliuța Vlahă. Aia pe mine funcția, ce face. Bun, asta trebuie discutat. Mentei și eu niciodată n-am auzit. Acum ăștia să prind, să termină și-a spus și pe urmă.
Asta vreau să zic, șema e să facem noi toți împreună. Deși ceva să putem să schimbăm, trebuie noi să ne schimbăm. Și uite, slobă, voi spuneți că dacă Zavi și Ajor și Ariane filmul trebuie să schimbe, noi o să facem tot efortul, dacă ne mai mulți ne zic că trebuie și ceva să schimbăm, noi o să ne gândim și o să vedem ce trebuie schimbat. Ceva și noi am arătat în trecut, că noi nu știm să lucrăm în timp. Noi nu suntem oameni de timp și eu ne supărăm unii pe alții și dacă e Gațovic, nu știu, așa și dacă e vostru dragi și ne-ar fi alimit să zabi și bălași în dușă și așa mai departe. Asta, și când e vorba, eu aș lega granița Varhă-Sărbie, nu știu, nu am gândit cum ar fi o vorbă potrivită, o denumire în limba noastră maternă, dar trebuie să fie cumva cât mai bună, dar cât mai aproape și de lume. Dacă îi zicem, dacă îi zicem, ar fi bun cât mai mult să o înțeleagă și așa mea la Metoință, dar și la Gațovici acolo, la Alba. Trebuie prin documentul ăsta să iasno, clar să spunem și care ne scopurile legate de limbă, legate de, nu știu, dacă trebuie de informare, de una de alta, și pentru mine legate de biserică. Noi aici, și asta a spus fiecare, dacă sunt eu privat ateu și nu știu, mi s-a trecut la pocăințor la care, noi susținem Biserica Ortodoxă Română ca o instituție care a început și are aici activitate. Are niște lucrări bune, are obiecte, are peste tot un impact bun în comunitate, în lumea noastră, prin sacile noastre și noi trebuie să susținem. Și asta când vorbim, eu n-am nimic ca potriva un român să fie în biserica sârbească. Ori, nu știu, și deci îți face geame la bolet, poate să fie și musliman. Dar el dacă merge în partea aia, biserica sârbească, ori cu geamea de la bolet, el se departează de limba lui, de cultura lui, de radașină și oricum, într-o generație, doar o să fie altceva. Nu o să fie aia și suntem noi și aia și vreau să ajungem. Să scurt, pe momentul de trebuie și plecam ceva privat cu mărcântare, dar noi trebuie să ne schimbăm și să scoțem maximumul din noi, din toată organizația, din tot omul, că vorbim de intelectual. Noi nu putem acum adevărul nostru să-l schimbăm. Intelectualii noștri, mare majoritate, mulți din ei, nu sunt acum români. Așa nu e ușor. Că ăla e director acolo, ăla e naționalul acolo, ăla vrea să fie acolo, cam cum, că se duc în pensie mult din ei, de gând că sunt rume. Nu mă gândesc, mă mai gândesc la alții. Am fost de direct și tot urmări. Da, dar puțin, că aia se rămași, dragi. Mult, când vorbim de studenți, vedeți, aici ar fi bun să ne gândim și la studenți care merg în România, dar și cu studenții noștri, elita care merge aici. Elita noastră ar trebui să se creează vreunceva acolo. Mai ușor ar putea să facă vreunceva în România, dar aici trebuie să crească de la noi, să avem o susținere din partea instituției românești a țării mame și să nu avem împiedicări din partea Serbiei. Asta, că una și vrem noi, ideea cu compendiu, o idee cu limba literară. Noi trebuie să spunem clar ce vrem, dar alta o să fie în praxă, că noi știm cât ne piagică și care problemuri ne fac. Noi știm că nu o să fie Metodița acolo unde noi ca familia și de o parte și de urmă ajutată am ajutat ca celălalt să se facă biserică în sat. Știm că noi nu putem acum așa de ușor să ducem pe părinți ce Antonie să țină slujba duminica, dar noi suntem vreo 20 de familie în sat care avem ideea asta. Când noi am dat acolo bani, am ajutat și noi am vrea să fie slujba în limba noastră, ținută ce părinții care acum ține acolo într-o casă, într-un pădun. Asta e o idee. Trebuie din tot omul, din fiecare, să scoțim un maxim și să cumva să nu ne legăm de tot zarezul, de toată vorba, numai cumva să ne învățăm că numai rea zbită mișină, cum se zic, poate să ducă la un
la un progres, la starea și gânduri diferite poate să ducă la, la un progres și să, să mergem așa din lume în lume, din reală în reală, și un pas înainte. Vă mulțumesc. Da. Eu vreau scurt să, să spun legat de sinonimia asta lacrimă. Eu, dacă folosesc vreodată termenul lac, asta folosesc când mă duc în lume, când vorbesc cu oamenii din sfera politicii sau de la unele instituții, pentru că vreau să înțeleagă că noi românii de aici care trec de la sud din Dunăre, Serbia de Răsărit, cum se spune, față de frații noștri în Banat, că ei uneori nu fac diferența asta și ei nu înțeleg că noi suntem în situații diferite. Ei acolo se chinuie să nu se închidă școlile lor, că sunt puțin copii, dar noi vrem să băgăm limba la școală. Și eu atunci spun vlac, pentru că se înțeleagă că noi suntem diferiți de aia. Nu că nu avem o rădășină. Dar noi am trecut prin tot procesul ăsta, procesul ăsta care a trecut ei. Noi am, cum zic, avem o prăznină, avem o gaură mare. Și acum nu putem să sărim niciodată, că cagem în ea. Asta este problema. De-aia folosesc termenul vlac, dar așa nu o folosesc niciodată. Și eu să zic, situația e mult prea. Ieri am avut o întâlnire la Negotin, am avut o întâlnire cu un demnitar român, care, după părerea mea, cred că are gânduri bune față de noi, dar problema este că sunt puțini oameni care înțeleg problema cum o înțelegem noi aici. Și asta poate din cauza că avem și alți frații noștri care acum se numesc români adevărați și care îi înșeacă să facă și creează o imagine falsă atât și de ei, atât și de noi. Și cu asta ne încurcă când discutăm cu frații din colo de Dunăre, să încercăm să aplicăm o politică care o să aibă impact și să aibă un efect la teren din asta și o să facem. Noi poate nu să, toți care suntem la masă asta și poate nu ne înțelegem tot, toți și poate avem poate și gânduri diferite din unele lucruri. De eu gândesc că mora de imam minimum zainiciul interesă, un minim de interes național al nostru de aici, prin care putem să facem instituțiile așa. Că eu, în afară de oamenii așa și în afară care nu am domnul Trean, nu este aici și noi suntem bine, intelectuale așa, așa care ne ajută, eu nu văd alții de aici care ar putea să ducă povasta asta și să facă așa. Așa ce la Consiliul Național Vlac, Vlașcă Națiul Anisale, oamenii lucră așa cum ni se spune. Din păcate și România și adevărați frații noștri și ei nu au nici capacitate și ei se pare că fac așa cum îi spune cozul de la Zancer sau ambasadorul de la Beograd și am rămas noi aici la mijloc. Dacă noi nu vom, dacă noi nu putem să ne înțelegem și dacă noi nu o să avem puteare să facem un pas înainte, să mai facem și ceva, mie mi-e teamă că atunci povasta românilor de aici, Vlașca Pricea să bea și aici, cam o să se încheie, o să rămână așa prin scrisori, prin cărți, care scrie domnul Gațuleș și alți intelectuali noștri. Dar și eu am mai mult să facem, nu văd care am putea să fac. De-aia eu mă rog la toți voi, lăsați orgolul puțin la parte. Poate la unele lucruri nu ne înțelegem bine. Dar eu cred că noi toți împreună avem o idee. Să ne păstrăm limba, să ne păstrăm tradiția și cultura aici. Este o misiune foarte grea. Avem un piedicul de la Beograd, imediat domnul Viști. Aia în piedică și și la frații din Dunăre, ce peste Dunăre acolo. Dar eu nu văd altă cale, eu nu văd alt drum. Trebuie să fim alături de biserică, pentru că, indiferent acum aici, dacă e unul ateu sau unul, nu prea să duce la biserică, biserică eu văd ca o instituție unde o să ne păstrăm limba, vorbim și de limba aici,
Și este singura instituție aici care este instituție. Asta și avem, noi avem organizații, dar nu este la nivelul ăsta care, la care este biserica. Noi acum încercăm și să vă spunem pentru instituțiile așa care vrem să le facem. Nu o să ne fie ușor dacă nu o să ne ajute și inima noastră. Beopedul, fiți sigur că nu vrea să ne ajute asta. Eu zic că frații trebuie de peste Dumnezeu să ne ajute. Acum e problema, cum o să înțeleagă ea asta și facem. Și asta o să fie problema. Eu mă opresc aici, asta e rugămintea mea, tu e moia molba, că credeți-mă, eu nu văd că pucem altceva și alții să facă dacă noi nu o să facem asta. Domnul Gărghiș, moia. N-am venit pe aici la Sărândar, și la comună, de la pomană. M-am venit să ne vorbim. Mă bagă unge fiinence încotro. Nu face pe compromisuri, domnilor. Cu ce să gândiți ce vreți? Care este adevărul? L-ați izaflat, l-ați aflat din fir până în păr. Nu fie cum. Nu cum l-a pachetat cu tare și cu tare. Hai să începem de la legea pentru românii de pretutindeni. Articolul 1, alinea 1. Nu poate să treacă treaba cu 24 de numiri și care sunt condiționate, hai să vorbesc în literară, sunt foarte condiționate că oricine trebuie să declare ca români de pretutindeni. Nici un ajutor acum întorc la grai nu ne face România cu asta să zicem dictat. De dictat. Mai ea trebuie să zică, noi, ca unica vlașie medievală care a supraviețuit până în zilele noastre, care pe baza, pe baza etnogenezei comune, pe baza limbei populare comune, nu limbei literare, că nu avem nicio legătură cu limba literară, noi ne simțim datori că pe fiecare din romanofonii, au romanici, balcanici, care se denumesc 24 de numiri, să-i sprijinim în toată măsură. Și atunci pot să vorbească și ca sprijinul nostru în Europa, dar nu se duc acolo și spune, știți ce este, spune, ăștia sunt fără drepturi, și vă aduceți atunci aminte de nota lui Dâncu, unde ne-a numărat 505.000, prostie goală, repetată imediat când a venit doamna Musca ca ministru, la ceeași loc, cu 1.100.000, răposatul Standu Timoc, întotdeauna avut a lui cântec lăutăresc, 2.200.000. Mă opresc aici. Seriozitate și senioritate. Nu se poate scoate din degetul de picior. Al mic, să fi venit la mine acasă vremea asta de două luni, Maria a trebuit să mă omoare, a fost acolo 40 cărți mai bine, întoarce încă o dată în cu trăiera, încă o dată am trecut prin alte. Fiecare vorbă să o măsură, fiecare genou să văd dacă e adevărat al lui. Nu se poate vorbi pe emoții. Eu nu vorbesc aici de emoții. Eu vorbesc de masa rotundă, oamenilor serioși. Dacă vorbim serios cu statul, atunci putem să avem încredere la OEX, la nu știu care. Dacă vorbim în modul ăsta, iată, sunt în frunte, eu pe zăruș. Am în modul ăsta, să zicem, românesc, după definiție. Ei încă nu știu. Toată a lor intelectuală, Pitate nu știe ce s-a întâmplat în decembrie 1861 și 62, când ne-a dat drumul pe gheață, când s-a denumit ca România, din Valahia și Moldova. Când, și acum când zic, n-am avut nici discuție și la Milan, spune ce asta vlac, ce există vlac, bla 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 bla. Nu există român, numai român. Domnilor, român este o denumire scolastică.
v-ați botezat dumneavoastră, dar noi proști am rămas botezați din vremea lui Neașu, lupul. Tot cu așa nume. Și nu puteți să ne botezați altcum, că vă place dumneavoastră, normele dumneavoastră. N-a trecut Dunărea prin școală, prin administrație. Cele? Opresc aici. A spus o idee frumoasă, dusă în confruntați, nu înfruntați. Fiecare care și după ce ne unim cum ne unim, își are denumirea cu liniuța aia. Ce înseamnă liniuța? Poate cu I? Și atunci spune, da, noi suntem foarte interesați în pentru cei 2703 declarați, cu dorința să declare și ceilalți, dar nu că suntem noi un borândău. Da mai multă carne, da mai multă fănină din cucuruză, nu știu ce, m-am făcut borândău. Aici e esența. Și noi putem să fim împreună, sau putem să nu fim împreună. Nu putem să ne jucăm cu problema. Dar care nu-i clar, să vină să arătăm de ce nu-i clar. Și Tomi, tocmai automice și la frați pistrotar. Visă câta intre în problema care a fost din partea lor provocată. Să fi avut atâta, să zicem, minte și să fi fost țara numit, cum a vrut un grup de studenți la Paris în 1840 și ceva, că s-a discutat chestia, a fost în joc România și România. I s-a dedat după Jean Vaian, care a fost profesor. Și după Jean Vaian a ajuns România. Și cu aia România, pe toți ne-a stărpit din povasta asta. Da. Vor, nu vor, iată. Noi nu avem altă idee. Aha! Și trebuie să schimbe articolul cu tare și ne vorbim, nu ne vorbim, la vremea de vreme, ne vom adresa domnului președinte Claus, că românii nu ne înțeleg. Va da Dumnezeu să ne înțeleagă germanii, sasii, cei vechi, care mai întâi să deștiți chestia asta în vremea lui Cromer și ăla. Nu românii și părinților, numai germanii, tot la germani, să cu ei s-a început. Iată, dacă nu înțeleg, da. Bășia nu o facem acolo, numai și ăla. Aici e grupul ăsta de organizații românești care nu acceptă dictatul domnului Dragnea. Asta am spus și ieri și la domnul ministru, la Negutin. Și eu nu văd că noi ce ieșim o să fim sprijiniți nici de saș, nici de un ungur sau de neaf, nu știu de care. Noi putem să fim sprijiniți și înțeles numai ce români. Dar fără sprijin și un lobby din partea lor, povasta noastră o să fie rămasă numai pe hârtie și numai în cărți. Și o să scrie istoria despre ea. Noi nu putem singur, domnule Dragnea. Eu pot să fiu de acord cu tot cu dumneavoastră ce spuneți. Dar noi singuri nu putem să rezolvăm problema noastră în statul care domnul Uga din 10 și 10, nu vreau să spun cuvintele care le-a zis el, are în stat unde el nu dorește să ajută și să sprijină o minoritate cum suntem noi sau cum sunt alții. Ei fac asta numai dacă vreunul gevrunt va zice, băi, ce faceți voi cu oamenii acolo? Din păcate, asta este Balcanul, asta este Serbia de astăzi. Poate în 50 de ani o să fie altul. Asta e situația de acum. Și eu nu zic că de asta ce a zis dumneavoastră nu e adevăr. Multe lucruri sunt adevărate și a spus voi. Noi trebuie numai să găsim calea, cum să ajungem acolo unde dorim. Și să fim sprijiniți de unii că să facem lucrul ăsta pentru România și de aici. Acum, la pace, cât ei și merită România și de aici, asta e alt lucru. Dar asta e datoria noastră. Asta e datoria noastră. Eu nu văd, poate că eu greșesc în asta, dar eu nu văd cum putem noi să facem. Noi putem să scriem, domnule Dragici, mult. Și să trimitem și la domnul Nicolae și la domnul Vucic. Și nu știu la care, la OEPS și la Mueller, nimic din aia nu o să fie.
O să fie momentul ăla când unul din colo să zică, haide să vedem ce să facem de România de acolo, din Timor. Atunci o să avem un rezultat. Dar... Și concret la teren ce o să fac. Dar dacă îmi dai voie, doctore, dacă iască oameni onești de partea cealaltă. Păi noi încercăm... Stai, că acum o să vină când ne văd în pistă. Bunoara, dacă văd asta ce vorbim, și o să zic că tot ar merge bine, numai acolo e un drăghici care este o scută coadă de topor, cum m-a numit odată. Nu, domnilor, adevărul este adevăr. Adevărul trebuie acolo să cunoască la un nivel extraordinar intelectual, dar nu să trămeacă la noi pe Rânea cu Cărânea, Imala și Civala, și ei să ne țină teorii, dar nu știu nici care le-a fost udriște năsture. Domnule dragi, și eu nu vreau acum să vorbim. Asta și-a spus dumneavoastră și noi am spus asta. Am spus la domnul ministru Tăvan care a fost evanghelic. De ce nu ne cheamă și pe legătorul? Asta eu... E asta întrebați. Pa asta... De aia că noi știm ce vorbim. Bine, asta poate nu e vina lui, este vina poate ambasadei și a consulatului. Domnul Dușan, imediat, scuzați. Da. Ieri a fost întâlnire cu ministrul delegat din cadrul departamentului politic pentru România de pretindere din organizația externă a Guvernului României. S-a întâlnit cu organizații care scrie proiecte nu a fost o întâlnire pentru chestiunea românească. Și el n-a fost cum să spun, cineva cu care noi ar trebui să vorbim probleme în momentul. Noi am spus de ce avem de gând să nu mai le trimitem proiecte. Am spus că nu suntem mulțumit cu colaborarea la departamentul politic cum face prin proiecte și așa mai departe. A fost vorba și o întâlnire mai mare cu autoritățile de la România sau cu organizații românești, nu știu, prima ambasadă, unde putem să vorbim și toate problemele, că a fost o idee cu cineva. Aia a fost despre întâlnirea, ca un răspuns la domnul Dragici. Ce-a spus doctorul, întâlnirea de ieri s-a pus un punct la autoritățile românilor din mai. A fost mai multe întâlniri în două zile. Una din întâlniri a fost și la Nicotin, numai cu un grup de organizații românești din zona de aici care nu primește dictat și care le spune în față. Nu se poate așa, domnule. Nu se poate așa, se poate. Și a venit și a așezut la masă, cum să spun. Paralel, mai sunt niște autorități care acum merge prin Serbia, niște senatori, care se întâlnește cu alte grup de români. Alea sunt cale paralele. Să vedem ce facem cu ăștia noștri, care îi plătim să cânte și să joace, și alții merge cu ăia care vrea să ne spună că nu sunt mulțumiți cu noi. Noi nu suntem invitați la întâlnirile de astăzi, nu e invitat nici Timo Cures, care trebuie să filmeze. Am avut capacitatea să trimit pe cineva acolo să filmează astăzi, dar nu am fost invitat și nu Timo Cures nu. Timo Cures nu se duce unii noi, la Nicotin și la Clară. Cred că la Nicotin trec numai ca să respecte pe Părintele Boian și să vorbească tra-la-la, nu-i dă niște niciuni, că-l ajută și așa mai departe, și la Clarăva face un fals. Că noi am spus că să căutăm, să vedem cum s-a spălat banii pe proiecte în Timur. Am spus în față. Și la ministru, și la director, și la ambasador. Nu ne oprim aici, că mulți bani s-a spălat în Timur și noi vrem un control. Și vrem un răspuns din la statul românesc. Unde lampă de bani? Unde aruncă? Ei acum vrea să facă aia ce a trebuit să facă în 2014 și îi face acum. Cred că vrea să arate că există un centru cultural, există, nu știu, niște biblioteci unde
dar funcționează și așa mai departe. Și la zaice, Biblia. Da. Mă întorc în coadă. Dacă noi nu înțelegem că ministrul delegat e din cadrul Ministerului Extern al Guvernului României, Ministerul de Externă, are doi ministri, are ministrul de externă și ministrul delegat. Este cel mai oficial care se ocupă cu România împreună. El a înțeles că a șezut la masă cu cineva care nu primește dictat. N-a fost filmat. Nu s-a filmat. Numai niște cadru la început și a dat un interviu. Și a fost ok interviu. Dar ce-am vorbit nu s-a filmat. N-a vrut să se filmeze. Vreau să spun altă ce e mai important. Întâlnirea de astăzi, dacă noi ne vorbim, dar noi am spus și ieri în discuție, am spus ceva puțin în întrebare la interviu, că astăzi este o întâlnire mare la BOR, organizația românești, care vrea să publice că sunt eu unite. Noi am spus, noi nu mai vrem să mai auzim pe cineva de la România să spune uniță. Nu vrem vorba să mai putem la masă. Ne spunem, plecăm dacă vorbiți așa ceva și nu mai ne spune uniță. Ce are uniță? Noi, domnule, suntem uniți. Și a spus, astăzi la BOR avem o întâlnire și vrem să publicăm că suntem uniți. Dar nu e scopul nostru să ne unim. Unirea este un servis să vedem ce scopul nostru. Să facem o instituție a noastră, numită românească, vlașca, românească, cum vreți. Asta fie instituția noastră. Și eu sunt sigur că cu instituția asta din la București, a să vorbească, a să se întâlnesc. Dar sunt sigur, dacă suntem, cum să spun, destul de inteligenți, a să ne cunoască și Belgrad. Dacă știm pașii ăștia să-i facem, așa cum am spus la întâlnirea de astăzi, și dacă facem ca un, nu știu cum zice română, un șlag cu masă rotundă, unde ne dăm niște răspunsuri la toți aia care nu știe și nu înțelege aici ce se întâmplă aici. Și că nu vreau să înțeleagă. Sau nu vreau să înțeleagă. Noi atunci construim o poveste care poate să fie o istorie noastră. Dar eu sunt optimist, nu sunt pesimist niciodată, sunt optimist. Dar am o frică. Și dacă terminăm ideea asta și ne înțelege și Belgrad, frica mea este, dar ne înțelege și comunitatea noastră din zona aici. Comunitatea noastră. Da. Românii, vlasi. Frica mea e aia. Dar a să înțeleagă și ce vrem. Noi destul de clar, spunem, cultul nou, prosvetă, zainița, vlaga. Ce mai vrem să vă spunem? Ce să vă dăm și o ciocolată? Ce să mai vreți? Destul spunem, zainița, vlaga, sârbit. Ce mai vreți? Ce mai vreți? Mai vreți ceva? Păi noi l-am făcut pe Consiliul ăla pe ceva. Nu l-am făcut Bia și aia. Noi l-am făcut. Bia l-a luat pe mă, l-a căpătat. Ca domn de la noi. Noi am făcut pe aia. Ce nu și-a dus amintea ei să-l facă înainte? Și acum ne spune cineva nouă, nu știu, că noi primim invitate și noi ne plătește românii să facem poveste așa. Ăștia care ne împiedică aici, eu vreau să invitați. Ei nu există. El ăla care se ocupă cu agricultura, el când s-a gândea la toate bunurile, ce iasă prin cucuruș, prin porumb pe acolo, atunci nu s-a ocupat cu agricultura niciodată. E asta acum, pesticiduri, este tractoare mari, de taie, arele, așa și noi vezi. Pedecile ăștia pe aici. Ceilalți se usucă. Se usucă singuri. Nu vă gândire la ei. Hai să ne gândim la ăștia care se ocupă cu povestea. Păi dacă așteptăm de la poporul nostru să ne dea idei, uite, niciodată poporul nu dă idei. Poporul susține sau nu susține idei. Dar idei de la poporul nu putem să le vădăm. Idei poate să dea numai organizațiile ăștia care le-am numit aici, că sunt invitate, că sunt prezenți sau nu sunt prezenți din ceva. Să fac o națională, o genie sub ordine intelectuală. Da. Unde e o post la el. Haideți să vedem minimul interes ce avem noi. Și avem minimum interes. Mulțumesc. Care n-au vorbit, care mai dorește să vorbească și să mergem mai departe.
scurt de tot. Eu sper că astăzi ce am vorbit, cred că o să rezolvăm, cum sunt sigur. Tot ca e optimismul ăsta. Da. Sunt sigur că, fără să mă, până acum și când am fost la negativ, la mi-a invitat pe Bogdan, toți am fost de acord și cred că care sunt, ce, cum să zicem, îmi primește-ți prezenția serioși, cred că suntem și acum de acord. Iar mă gândesc să nu rămânem pe toate, și ultimul, cum ar fi și masă rotundă, mi-e frică, ce nu sunt optimist, să nu rămânem în istorică, cum am spus, să spune domnul Draghi, ca furnică și suveică, să nu, dacă a fost și în Paris, a fost și da. Iar mă gând, știu, biserica ne sprijină, aia este evident, diplomația română nu ne bagă în seama. Toți care suntem scriși... Până acum. Hai să vedem ce pașul ăsta. Și știu ce spune diplomația. Toți care sunt scriși în listă de valari, nu interesează. Eu, iar acum, pe dușa când aud, că ați avut ieri întâlnire și a spus că să facem și așa o asociație, să ne unim, ar trebui mereu să ne unim și atunci să luăm ceva concret, ceva. Statul sârb nu e șansă să ne bagă în seama, nu e șansă. Îi spun drăgeam de interes. Sârbie, lașă-ne sur sare, să ne dărâme. Să nu mai existăm. Asta este interesul nostru. Yes. Numai cu diplomația română, cum o să ne apropiem, e problemă că nu suntem oameni de diplomatie. Dacă să știm și să dacă vorbim, nu avem sprijin de la diplomația, cum a venit la Biserica Română, da. Rămânem în istorie. Mie îmi dar seama de idesem o istină. Eu nu știu, mi-e misimă de istină. Acum trebuie să găsim un model. Domnul Draghi a spus că 50 de ani este în povața asta. Trebuie să găsim un model să ne băgăm sub coajă, sub piele la diplomația română, că înseamnă diplomația este România. Dacă nu, facem așa, ne rămânem încă 500 de ani. Și tot rămânem așa, ne adunăm la vor, la negru, la tavă, vorbim, discutăm, facem asociații. Dacă ce zici că caravanurile, când ne alătură, caravanurile trec. Și timpul nostru... Vă întâlnuiți. Da. Timpul trece. Eu nu am vrut să mai leg de o vorba lui Dule. Cred eu că poate că să ne cunoască și aici la Belgrad și aici la București. Dar mă cem cu, cum zice domnul Drăghiș, nici pro țapa nu e baș țapă, nu e o jorgiță. Și am pus și podvale și jos. Amă, până le dopunem noi nu o să avem fân. Nu să ne cunoască ai noștri. N-avem cum să le spunem. Medii sârbești, nu, la așa nu putem să-i pistăi. Așa să mergem, nu știu, mi se pare că din an în an, tot mai puțină lume se interesează de ăsta lucru. Eu trebuie, pot să vă spun și ce la mine. A meu copil, bine, și a mea e greșeală. El a pierdut șansa să învețe limba română la școală. A ajuns în clasa 7. Gata. Dacă nu l-a băgat în clasa 3, în clasa 4, în clasa 5. Ultima clasă care poți să-l bagi pe cineva într-o povastă e clasa 5. El acum așa a plecat, clasa 7. Cum putem noi să-l mai întoarcem? Acolo le-a băgat și franceza, și germana, și o grămadă de limbi și de... Și chinezești. Și așa suntem în problem mare. La urmă nu o să avem fân să facem clar. Numai o vorbă și copil. Ați încercat, poate că n-ați încercat cum trebuie. Dar întotdeauna biserica a fost deschisă. Puteți să găsiți
o portiță prin biserică. Știți? O dată, ci două ori pe an să meargă în biserică. Cum a spus fratele nostru, biserica de bine de rău și doctorul Predrag o spus asta pentru că deocamdată biserica stă mai bine ci între toți. Nu mai biserica, una singură care ne face sprijin. Da. Nu mai biserica urmă. Și pentru lucrul ăsta suntem și eu și părinții Antonie aici și ghingim că nu, și prima mână și agi ultima mână este întotdeauna biserică. Tot vorbea moșul aici ce niște daturi, ce niște vreun coresi, ce ceva. Coresii au fost geacon. Au fost în biserica ortodoxă. Pe vremea aia nu era biserica ortodoxă română. Făcea parte orice biserica grășească, orice biserica rusă. Dar biserica o deschis multe drumuri. Și prin biserică ghingesc eu că mult mai bine putem să ne adunăm. Aveți îl mai bun exemplu, aveți la Gorneană. Nu vreau să vorbesc prea mult sau să spun prea mult. Dar la Gorneană am reușit să adun și pe ei care sunt românii români, și pe ei care sunt vlac, și ei care sunt vlacul români, și tot natul care ghincește în fel și fel ce gânduri. Și ei care cred, și ei care nu cred, până la urmă au ajuns să șadă cu mine la o masă și să vorbim și să ne înțelegem. Prin biserică foarte mult ce se pot rezolva și se pot aduce la un anumit sens comun. Ca și cum am un exemplu în Consiliul Parohial la Bușa. Doi vecini între ei nu se înțeleg deloc. Nu pentru că unul e român sau pentru că unul e vlah. Nu se înțeleg pentru că ceva cu imania, cu pământurile, nu se înțeleg. Da. Și atunci, mai bun lucru care m-am ghicit eu că pot să-l fac, i-am luat, i-am pus pe amândoi în țăr pe Niotpăr. Și le-am spus, fraților, și între voi este între voi, aici, toți trebuie să mergem într-un drum. Care dintre voi nu se zăslujește și nu vrea, voi, tu trebuie să vii să-mi spui, eu nu mai vreau, eu ies din țăr pe Niotpăr. E, au trecut mai bine de jumătate de an, ne-am întâlnit și două, trei ori, nu am văzut și un fel de povastă. Ei între ei în continuu, mai nu știu dacă bași să voiesc sau să strâng în braț. Am găsit un drum de mijloc. Haideți să a trecut peste doamna domnul Osimo Dana Sondu cu formirea zaiță vlaha, sebi sau nu? Eu zic, asta trebuie întâi și să mergem mai departe. Bun. Coi zada se formirea zaiță vlaha, sebi? Acum am altă întrebare. Până când facem masă rotundă, să înregistrăm organizații, nu știu că avem vreme asta. Dacă se poate. Nu punem scopul, dar mergem în procedură. Noi nu v-am numit așa. Dar noi o facem să fie o instituție padam la instituția asta care există acum și care e făcută cum e făcută. Și noi dorim prin instituția asta pe care o creăm să facem lucrurile mai bune decât și... Cultul nu prosec la zanița voată Sărbii. Bine, pun la votare. Care? Pentru toți. Și a rămas patru. 4 e, când fășem masa asta, tot în lată, rotundă? Noi ne-am vorbit că punem niște oameni care să vorbească în domnile noastre acolo și aia. Și pe noi ne interesează aia care poate ceva să dea răspuns, cum este statul românesc, statul sârbesc. Așa vorbim. Noi am zis să fie între două pași. Că poate să fie și ăștia din străinătate liberi. Deci aia. Să nu fie la concediu. Da. Eu zic că astăzi am avut o întâlnire reușită. Astăzi am ascultat multe discuții, multe păreri. Și am avut în vedere că ne-am vorbit și am pus temelia de a face o nouă organizație. De fapt, facem o organizație și o mare instituție
care o să aibă ca scop să se ocupe și de cultură, și de tradiție, și vorba, când este vorba de biserică, când este vorba de învățământ, când este vorba de drepturile noastre. Ne-am pus multe de făcut și acum acolo trebuie să lucrăm, să ducem până la capăt ideea asta care am pus-o astăzi aici. Am făcut comitetul ăsta de inițiativă care o să facă tot pentru masa rotundă care o să fie la lacul Borului. Rămâne să fim în contact pentru toate detaliile care o să fie legate și de înregistrarea organizației, atât și de masa rotundă. Fiecare organizație pe ce un reprezentant are în comitetul ăsta de inițiativă, eu propun să ne auzim la telefon, să fim în contact. Atunci când o să trebuie să ne întâlnim, o să ne întâlnim. Nu avem multă vreme, avem o lună și jumătate până atunci. Așa că avem mult ce de făcut. Eu vă mulțumesc că am venit astăzi aici. Vă mulțumesc de răbdare și de toate vorbele care le-ați spus aici. Și să ne vedem cât mai iut. Mulțumesc.